Bună ziua și bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Viața Satului. În data de 5 noiembrie, Ministerul Agriculturii a pus pe site-ul instituției prima versiune a Planului Național Strategic 2023-2027. Comentariile și sugestiile publicului se primesc la sediul Ministerului din Bulevardul Libertății, numărul 12 București, în termen de 18 zile de la data prezentului anunț. Să nu ziceți că nu v-am spus. Aceeași instituție vă anunță că, la solicitarea fermierilor români, în temeiul articolului 53 din regulamentul Comisiei Europene 1107 din 2019, a autorizat utilizarea seminței de floare a soarelui tratată cu produse de protecție a plantelor pentru campania de primăvară a anului 2022, doar în perioada 17 ianuarie-16 mai. O fi bine, o fi rău, doar specialiștii știu. Să trecem la ale noastre. Dobrogea este o zonă cu climă diferită față de restul țării, așa că are nevoie de o atenție specială pentru a depăși recordurile clamate de Ministerul Agriculturii. Ce anume trebuie făcut vom afla de la fermierul Manole, intervievat de Marius Gavrila. România trebuie să aibă un program pentru construirea unor centrale fotovoltaice pentru fermieri, așa cum există în întreaga Europa. Există începuturi timide la noi, iar astăzi Răzvan Onesa vine cu un exemplu din județul Argeș. Tică Vădița vă va spune pe șleau cum stă treaba cu cultura de varză. Știți că avem peste 2800 de produse atestate ca fiind tradiționale? Ei bine, cum le recunoaștem și care sunt avantajele folosirii lor, ne spune Tiberiu în rubrica Produs în România. Am tot vorbit despre cânepă, o plantă cu multiple calități și întrebuințări. Nu vă mai spun ce am fost noi în trecut în domeniul prelucrării fibrelor de cânepă. Mă gândesc cum am putea redeveni la ce am fost. Poate e nevoie de un exemplu, așa că astăzi vom prezenta o nouă idee de dezvoltare a unor afaceri în zona rurală prin programul Euric. Veți vedea cum câțiva tineri irlandezi și-au făcut o cooperativă special pentru cânepă. De sus, agricultura este un complex de linii și culori peste brazda pe care coabităm în existența noastră. Privită de la înălțimea experienței de agricultor, însă, ea reprezintă esența existenței rasei umane în această coabitare. De aceea, pentru că la început a fost pământul, am considerat că este bine să tragem o linie și să trasăm altele spre sfârșit de an agricol. Și pentru că în primăvară am previzionat ceea ce va urma, în această toamnă ne-am întors în același loc, mai precis la polul aridității din România, Dobrogea. O analiză firească împreună cu domnul Dumitru Manole. În primul rând, bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor TVR1 Viața Satului. Și mă bucur din nou că ai îndrăznit, dar atenție, vreau să-ți aduc o mică completare. Încă nu ne avem la sfârșitul anului, deci majoritatea culturilor s-au recoltat, cel puțin în Dobrogea, dar sigur că mai avem multe de făcut până să ajungem la bilanțul anului, la 30-31 decembrie, pentru că ați poposit pe meleagurile cu indicele de ariditate cel mai ridicat. Și asta nu o spune Dumitru Manole, să fiu scuzat. Dar din 1884, când Ștefan Hepites, directorul Institutului de Meteorologie la acea vreme, a creat 10 stații meteorologice în România, între care și stația meteorologică de la Constanța. Prin personalitatea lui Alexandru Gafencu, care la 1885 a creat stația meteorologică la 120 de metri de malul mării, unde se află la această dată statuia Victoriei din preajma Consiliului Județean și a Prefecturii Constanța, ca să știe și cei mai tineri locul unde a fost amplasată această stație meteorologică. Încă de atunci și din timpurile de după acei ani, pentru că în 1969 a fost creată stația meteorologică în apropiere de stațiunea Mamaia, ca să ajungă la indicele de ariditate, dar această zonă are indicele de ariditate cel mai ridicat. A fost un dezastruos an 2020. Și de ce? Pentru că nu s-au înregistrat decât 348 de milimetri precipitații pe întregul an calendaristic și nu trebuie uitat de asemenea că nici 2019 nu a fost un an favorabil privind de data aceasta rezerva de apă din sol. Pentru că și la această dată la care cu onoare sunt în fața dumneavoastră și a telespectatorilor, trebuie să vă spun că avem un deficit de apă în sol. La 1 octombrie aveam în Miriștile de grâu undeva un deficit de 300 de metri cub la hectar, în Miriștea de Floarea Soarelui 86 de metri cub la hectar, deficit al rezervei de apă în sol. Și aceasta datorită faptului că în luna august, cel puțin la Amzacea, nu s-a înregistrat niciun milimetru de precipitații. A venit octombrie, pe care l-am așteptat de mult, pentru că de fapt în octombrie totdeauna în zona la care ne găsim, în Dobrogea, s-a mai refăcut o parte din rezerva de apă din sol și iată că până la această dată, cel puțin la stația de la Amzacea, avem la această dată în jur de 75 de milimetri. Să sperăm că se va îmbunătăți acest regim al precipitațiilor, care încă o dată face diferența în aplicarea tehnologiilor și în final, dacă vrei, la nivelul producțiilor la hectar. Pentru că nu poate fi uitat anul 2020, când cel puțin la Amzacea nu s-a recoltat porumb, nu s-a recoltat mazăre, nu s-a recoltat grâu, s-a recoltat Floarea Soarelui. Bine, o producție mică, dar am mai recoltat ceva. Și acum stau și mă gândesc ceea ce vă spuneam în martie. Și dumneavoastră ați făcut probabil demersul care a fost ascultat și diriguit de la Ministerul Agriculturii, când spuneam că să se acorde despăgubirile la culturile din primăvara lui 2020. Pardon, la culturile de primăvară nu s-au acordat despăgubiri la culturile prășitoare, care să înțeleagă toată lumea, au fost promisiuni, dar nu s-au rezolvat. Și iată, mă întrebați, cum a fost anul 2021? Anul 2021 cumva să ne ajute să recuperăm pierderile din anul 2020, pentru că de promisiuni ne-am săturat. De ce? Nici la grâu nu s-au acordat despăgubirile, au mai rămas 8-10%. Cu toate că discutam atunci de plata forfetară, dar nu mai repetăm. Hai să ajungem la ce mi-ai spus. Haideți să ajungem la statuia Victoriei, că tot spuneați de ea. Când va fi creată o statuie a Victoriei Agriculturii în Dobrogea? Este posibil într-un termen de timp, cumva? Dom'le, noi avem un tezaur aici. Tezaurul se cheamă solul Dobrogei. Și am să-l invoc pe academicianul Cristian Hera, a scris într-o carte Pledoarie pentru sol. Și domnia sa spunea atunci: solul este o arhivă a istoriei planetare, un martor al trecutului, al prezentului și o fereastră deschisă spre viitor. Mesajul ăsta pe mine m-a mișcat foarte mult. Să nu uităm că solul este un organism viu, un complex structural care suferă impactul factorilor antropici, impactul faunei, a florei, a climei. Aceste zauri la care iar mă întorc trebuie să-l susținem și să-l dăm generațiilor care vin după noi. Ori ceea ce spuneai se leagă și de alți factori care nu i-a descoperit cel care vă vorbește, ci au fost alții înaintea mea. Bunoară, Ion Ionescu de la Brad a spus: în acest ținut trebuie plantate perdele forestiere și irigații. Dumneavoastră mă întrebați pe mine când va fi o statuie a victoriei. Sigur, prin efortul depus în anii 1921 s-au plantat primele perdele forestiere în Dobrogea, prin decret regral a regelui Ferdinand. Atunci numai în județul Constanța, nu mai vorbim de cealaltă parte care, mă rog, atunci cadre la tăr, 4084 de hectare de perdele forestiere, care cu efort și din partea mea, în anii 1963, am participat la deselenirea acestor suprafețe și raportam a doua zi dimineață la... Atunci aveam organizarea administrativă sub formă de raioane și raportam suprafața deselenită de perdele forestiere. Sigur, atunci s-a gândit că va trebui să redăm pământul, solul, tezaurul acesta pe care îl deține România și Dobrogea agriculturii, dat fiind începerea lucrărilor de irigații, da? Carasul Sud, de 185.000 de hectare. Bine, s-am distrus începând cu anii 93-94 tot ce a fost construit și n-a fost o suprafață mică, 419.000 de hectare. Bine, a fost și un pic de întrecere socialistă, dar în mare a fost și tehnologia, mă rog, învechită, care putea fi readaptată. Sistemul de irigații și perdelele forestiere se refac la noi cu viteza melcului. Între timp, factorii climatici cauzați de încălzirea globală își fac de cap, dar omenirea, aflată în fața unor noi provocări, printre care și foametea la nivel planetar, caută soluții și se confruntă în idei. Multe idei care pur și simplu au bulversat, dacă vrei, mulți producători agricoli, nu numai din România, din întreaga Europa. Și de ce? Și am să fac câteva referiri. Motivații. Până să ajung la farm to fork sau de la fermă la furculiță, ca să-i spunem pe românești. Planeta este plină, farfuriile sunt goale. În 1804 s-a înregistrat primul miliard de locuitori ai Terei. În 1927 s-a înregistrat al doilea miliard al Terei, în 1927, la o distanță parcă de vreo 127 de ani. Dar din 1927 până în 1960 s-a înregistrat al treilea miliard al Terei, la un interval de 33 de ani. Se pune întrebarea și tot cercetătorii și cei care se ocupă îndeaproape au subliniat că dintre toate crizele, apropo, acum avem criza energetică, cea mai gravă criză este criza alimentară, care naște dezastre și caos social. Deci va trebui să avem grijă. Încă o dată mă întorc la acest tezaur care se cheamă solul României. Tot la nivel global, ce se întâmplă? Solurile României au fost catalogate, 28% sunt soluri bune și foarte bune, în timp ce la nivelul țării undeva la 15% e acest procent. Deci iată că avem, de asta am folosit cuvântul tezaur, referindu-mă la solul pe care îl exploatăm an de an, an de an. În 2015, la Paris, a avut loc un summit la care au luat parte 198 de șefi de state și de guvern. Și s-au luat în discuție foarte mulți factori, dar vedeți că discutam de acel trialog. Ni s-a spus că până în 2030 va trebui să reducem consumul de îngrășăminte cu 50%, da? Consumul de pesticide cu 25% și să lucrăm organic 20-25% din suprafață. Aceasta a fost o decizie a politicienilor. Dar între timp au fost, mi se pare, de dată recentă, Universitatea de la Wageningen, de la Kiel, care au produs o serie întreagă de studii. De asemenea, USDA, Statele Unite. Și au fost multe, foarte, foarte multe probleme. În primul rând, la asigurarea hranei, ne refeream la criza alimentară. Făceam o remarcă asupra crizei alimentare, luând în considerare și creșterea populației. Și în această situație, sigur că agricultura convențională asigură cam 70% din hrană. Agricultura conservativă este un aliat al agriculturii convenționale, dar avem și trebuie să ne gândim la ceea ce trebuie să întâmple cu biotehnologiile și cu mutageneza. Pentru că sunt foarte multe teritorii de pe Terra care aplică aceste biotehnologii, la care trebuie să gândim și noi, pentru că, vedeți dumneavoastră, sunt o serie întreagă de patogeni. Avem schimbările climatice, care uneori nu mai ai ce să le faci. E un paradox. Noi trăim pe Terra. Deci, Europa, bun, lucrează organic, dar celelalte continente vor lucra normal. Normal ce înseamnă? Aplicând tehnologiile. Și atunci, pe această piață, care e o piață globală, întrebarea mea, se renunță la importuri? Cred că nu. Și atunci, cum vom susține producătorul agricol din România sau fermierul din alte țări? Această decizie las-o la latitudinea fiecărui producător agricol și nu forța neapărat 25%. Pentru că lucrăm în areale geografice diferite. Și am mai spus acest lucru. Fiecare areal geografic al României este diferit. Și atunci eu nu pot să aplic tehnologii, aceeași tehnologie care o aplic în Dobrogea, cu aceea care se aplică în Banat. Sau vezi în nordul țării, la Botoșani sau la Bistrița. Deci avem factori diferiți, tehnologii diferite pentru areale diferite. Asta este. Și nu trebuie să impun acest lucru, nu ne ținând seama de factorii de mediu, dacă vrei. Da? Există foarte mulți care lucrează bio și acum, și în Dobrogea. Dar el a decis ce suprafață, El își stabilește în continuare structura de culturi, rotațiile și toate astea. Condiția ca el să fie proprietarul terenului. Absolut că da. Pentru că discutam de linii directoare și sensuri către un viitor imediat, este bine de știut ce ne așteaptă în anul agricol următor, din punctul de vedere al unui specialist din România. Ne aflăm într-o mare criză energetică. Se vor naște multe probleme, trebuie să fim realiști, să vedem cum putem contracara această criză energetică. Eu nu mă refer la temperaturile din casă, din birouri, nu, mă refer la inputurile necesare reluării procesului de înființare a culturilor agricole pentru anul 2022. În primul rând, este o creștere fantastică a prețurilor. Nici nu poți să spui că astăzi prețul, iau un exemplu, la azotat de amoniu este, pentru că greșești, pentru că mâine prețul este altul și va fi altul și probabil, nu vreau să fiu un vestitor, e părerea mea. Vom avea și criză de îngrășăminte. Probabil. N-aș vrea să se întâmple lucrul acesta. Și atunci va trebui să găsim alternative de aplicată a tehnologiilor. Care ar fi alternativele? Vezi, mai ales în zonele astea aride și fără irigații, va trebui să renunțăm la întoarcerea brazdei. Mă refer la Arad. Și atunci va trebui să avem utilajele necesare, nu acelea care vorbesc, hai să spun în engleză, no tillage, pentru că am preluat acest termen, dar eu am văzut această tehnologie nu acum, în anii 70, la locul ei în Statele Unite. Vedeți, no till-ul, adică fără nicio lucrare, se aplică. Dar, scuză-mă, te rog, ei au irigații. Ceea ce aici nu se întâmplă. Și atunci trebuie să gândim foarte mult lucrarea de prelucrare a solului, ceea ce va însemna și un consum de carburant mai redus și probabil să intervenim cu întoarcerea brazdei la 4-5 ani în momente favorabile de climă și sol. Pentru că altfel ne găsim ca în toamna acestui an, când în luna august n-a plouat în 2021 și au rămas foarte multe terenuri neprelucrate și vreau să vă spun că în unele zone de-abia s-a început semănatul la cerealele păiase de toamnă, de-abia s-a început în altele deloc. Sigur că în mentalul nostru persistă niște comparații. Ce? În 2018 grâu a răsărit în martie, dar a urmat ploi. În anul de grație 2021 grâu a răsărit la sfârșit de ianuarie, început de februarie, datorită precipitațiilor care au fost în decembrie și ianuarie. Dar n-am făcut 8-9 tone de grâu la hectar, dar dacă privim o medie pe întreg județul, n-a fost mai mult de 5 tone. Și atunci, vedeți, s-au semănat în Dobrogea suprapețe de rapiță, o parte sau hai să le spunem, s-au calamitat datorită lipsei de precipitații. Nu știm cum va fi iarna acestui an, pentru că ce s-a semănat rapiță și a răsărit. Și dacă vom avea iarnă, deși în ultimii ani n-a mai fost iarnă, dar se poate întâmpla. Și vom avea temperaturi minus 15, fără strat de zăpadă, atunci se pun niște întrebări vis-a-vis de rapiță. Deci, iată, va trebui să gândim structura culturilor. Bineînțeles că o să mă conteste mulți. Și bă, rapița anul ăsta am vândut-o cu 2700. Foarte bine. Dar sunt ani, sunt întâmplări. Ori eu trebuie să elimin întâmplarea, să elimin riscul. N-am spus ceva, stimate domnule Marius Gavrila și telespectatori. Domnule, noi exportăm din sol anual între 100, prin recoltă, între 100-120 de kilograme de azot, 50-60 de kilograme de fosfor și 100-115 kilograme de potasiu. Asta nu spune Dumitru Manole. Dumitru Manole a studiat ce au spus cercetătorii. Iar îl reamintesc pe academicianul Cristian Hera. Deci până recoltă exportăm din sol. Și atunci eu trebuie să susțin acest tezaur prin aplicarea constantă de fertilizanți. Și atunci trebuie să-mi fac o cartare, să văd ce am în sol, ca să știu ce aplic și când aplic. Și în cadrul structurii de culturi pe care o am. Despre starea agriculturii din Dobrogea și modul în care fermierii de aici se adaptează factorilor climatici și de altfel vom vorbi și în edițiile viitoare ale emisiunii, pentru că sunt foarte multe de spus și eforturi se fac pe măsură. Trebuie să reținem că eforturile fermierilor au nevoie de un sprijin concret din partea autorităților noastre, care trebuie să ia în considerare faptul că acest areal are nevoie de o grijă specială. În trecut, indiferent de regimuri, s-a constatat, s-a ținut cont și s-au întâmplat lucruri. Poate că într-un viitor apropiat vom reveni și la gânduri constructive. Pentru că, nu-i așa? Viața satului ne privește pe toți. Balanța comercială agricolă este una negativă, întrucât importăm mai multă hrană decât reușim să exportăm. Actuala criză energetică va scumpi alimentele și va adânci și mai mult deficitul comercial, deoarece scade competitivitatea fermierilor autohtoni în favoarea celor din străinătate, care au numeroase scheme de sprijin. Avem și exemple în țară care au anticipat pericolul și au luat măsuri. Întotdeauna am căutat să scădem costurile pe produsul finit și sigur că ne-am informat. De data aceasta pe internet am găsit firme de consultanță, am aflat de aceste fonduri norvegiene, grantul fiind de 60-40%. Este un lucru extraordinar pentru că acest parc fotovoltaic de care îl veți vedea are o capacitate de 1 MW, media, zicem noi, între 0,7, 0,8, 0,9, depinde de anotimpuri, și ne va asigura aproape o treime din puterea instalată. Practic avem o putere instalată de 3 MW și o putere absorbită în jurul de 2 și ceva MW din consumul nostru de energie electrică. Sigur că este un ajutor enorm în condițiile în care prețurile la gaze, la carburanți și la energie electrică au crescut. Consumatorul este cel care va beneficia în final. Sigur că cu un procent semnificativ, dar pentru că sunt și alte costuri, materiile prime și materiile auxiliare care intră într-un produs au crescut și vor crește în funcție exact tot de creșterea carburanților și a energiei electrice. Așa că avem un mic avantaj de care vom beneficia. Experiența accesării fondurilor europene a fost un avantaj pentru firma argeșană, care a găsit formula cea mai bună pentru a realiza un astfel de proiect major de investiții. Pentru că avem o experiență în absorbirea fondurilor europene, aceste fonduri fiind norvegiene. Din anii 2007 noi am accesat fonduri europene și așa că nu mi s-a părut foarte greu. Am întâlnit această firmă de consultanță Vinovartu, care s-a ocupat și au fost prezenți la fața locului și au implementat proiectul foarte repede. După aceea, firma care a câștigat proiectul s-a ocupat intens și într-un an de zile am reușit s-a reușit și proiectarea și implementarea parcului. Pentru realizarea centralei fotovoltaice a fost selectată o companie autohtonă de tehnologie. Beneficiarul a găsit de cuvință că este un moment oportun, având în vedere că în ultimii ani de zile prețul tehnologiei a scăzut, dar prețul energiei a crescut. A găsit de cuvință că este un moment oportun să facă o astfel de instalație. Este un parc de 0,99 MW. Este un proiect fotovoltaic greenfield, adică luat de la zero. Era un teren industrial construibil. Autorizația de construcție a durat ceva mai mult, să spunem aproximativ 6 luni de zile, iar implementarea proiectului a durat efectiv pentru construcția proiectului fotovoltaic 2 luni de zile. Este un proiect în care am folosit panouri fotovoltaice monocristaline. Acest proiect de 0,99 MW sau 1 MW instalat poate să producă într-un an de zile aproximativ 1350 de MWh de energie fotovoltaică. Avantajele producerii propriului curent electric sunt foarte mari într-o competiție națională și internațională, mai ales în actuala criză energetică. Beneficiarul nostru are un abator, are o fabrică de procesare a mezelurilor și ne uităm pe astfel de profile de companii și profitul lor este undeva între 50.000 de euro, poate într-un an de zile, și câteva sute de mii de euro. Astfel încât un proiect fotovoltaic care îți produce aproximativ 1350 de MW la un preț astăzi, cu tot cu taxe pe care îl salvezi, pentru că salvezi energia activă, energia practic care pleacă de la poarta fabricii, dar salvezi și taxele pe care nu le mai plătești către sistemul de transport. Astfel încât un client poate să salveze în momentul ăsta aproximativ 200 de euro pe megawatt cu un astfel de sistem fotovoltaic construit. Un astfel de sistem produce 1350 de megawatt și înmulțim cu cei 200 de euro pe fiecare megawatt, rezultă că avem beneficii de aproximativ 250.000 de euro pe an. În această condiționalitate a crizei energetice, un astfel de sistem asigură nu numai competitivitate pentru beneficiari, dar face diferența între faliment și profit. Ce bine ar fi pentru fermierii români dacă statul ar asigura un fond de investiții cu finanțare europeană pentru astfel de proiecte, așa cum se procedează în alte state. Dar a fost un moment extraordinar de bun, o conjunctură bună, gândit anul trecut când prețul era altul, astăzi este efectiv o mână extraordinară de ajutor pentru business-ul pe care beneficiarul îl dezvoltă acum aici. Și noi vedem aici aceeași alăturare între energie și zona agricolă, zona, dacă vreți, zootehnică, sau zona de procesare a cărnii, sau zona de procesare a alimentelor. Sau, dacă vreți, o alăturare, aici vorbim de domeniul agricol, dar putem să extindem în toată zona de industrie. O astfel de alăturare în care să-ți produci energia lângă tine, lângă clădirea ta, astfel încât să beneficiezi de energie odată verde, pe de altă parte îți reduci toate costurile pe care le-ai fi plătit pentru transport sau altceva. În felul ăsta faci un saving foarte, foarte bun, iar ideea este foarte bună, astfel de proiecte să se facă și cu implicarea autorităților europene, pe fonduri europene sau pe fonduri, poate, uite, vorbim de o noutate în momentul ăsta, noi ne gândim de a sprijini prin fondul de garantare al creditelor astfel de investiții pe care sunt convins că majoritatea oamenilor, antreprenorilor le-ar accesa, tocmai ca să-și eficientizeze consumul de energie, pentru că în momentul ăsta, la prețurile actuale, reprezintă o mare povară pentru companii și este foarte greu în momentul ăsta să poată să facă față produselor care vin din exteriorul țării. În alte țări, astfel de programe sunt derulate deja de foarte mulți ani de zile, cu scheme de sprijin și ei beneficiază în momentul ăsta, în afară de costuri cu mult mai mici sau poate zero costuri legate de energie. Sunt voci care spun că există pericolul afectării capacității de a produce hrană dacă folosim terenurile pentru a construi centrale fotovoltaice. Zeci de ani de zile clădirile din România, acoperișurile clădirilor sunt nefolosite. Practic e un acoperiș care înainte nu îți producea nimic și în momentul ăsta îl pui la treabă, e o fabrică de bani acoperișul. Am instalat până acum peste 150 de proiecte în România. În ultimii ani de zile, în special, pe clădiri de magazine, pe clădiri de fabrici. Iată, ăsta este un proiect greenfield și printre puținele care s-au construit în ultimii ani de zile direct pe teren, dar avem în România încă mii de hectare de teren care nu sunt folosite în agricultură, care sunt terenuri intravilane. Nu vorbim de terenuri extravilane, terenuri care sunt bune pentru agricultură. În momentul ăsta legea nici nu îți permite să construiești proiecte fotovoltaice pe terenuri agricole, dar iată avem acoperișurile pe care le putem utiliza, avem lângă fabrici terenuri pe care nu le-am utilizat de ani de zile și vorbim despre ceturi închise în ultimii ani de zile și dacă ne gândim la unul dintre motivele pentru care în ultimii ani de zile prețul energiei a crescut este și faptul că în ultimii, să spunem, 30 de ani de zile s-au închis mine, s-au închis ceturi, fără să punem nimic în locul lor, iar ceturile dezafectate, multe dintre ele au fost transformate în mall-uri și parcuri logistice, dar mai sunt foarte multe ceturi în România, unde terenul este absolut nefolosit, este un teren care nu produce nimic nimănui. Iar într-un astfel de mod putem să punem terenul ăsta la treabă, să producă ceva și vorbim de energie care nu este poluantă, vorbim de energie regenerabilă, vorbim de energie de la soare, vorbim de energie care îți amortizează un astfel de proiect fotovoltaic în câțiva ani de zile, dar are o durată de viață de peste 25 de ani de zile și, practic, după câțiva ani de zile în care îți amortizezi investiția, beneficiezi de peste 20 de ani de zile de energie gratuită, energie de la soare. Singurul cost este legat de partea de operare și de mentenanță, care e un cost nesemnificativ în toată investiția proiectului. Sperăm că autoritățile înțeleg pericolul și implementează scheme avantajoase de finanțare pentru fermierii români, mai ales că avem astfel de firme autohtone de tehnologie recunoscute pe plan mondial. Pentru perioada 2023-2027, politica agricolă comună urmărește 9 obiective principale. Acestea sunt: asigurarea unui venit echitabil pentru toți agricultorii, stimularea competitivității, restabilirea echilibrului de putere în lanțul alimentar, combaterea schimbărilor climatice, protejarea mediului, conservarea peisajelor și a diversității, sprijinirea reînnoirii generațiilor, dinamizarea zonelor rurale și protejarea calității alimentelor și a sănătății. Să le luăm pe rând. Asigurarea unor venituri agricole viabile a devenit un obiectiv al PAC pentru că, de exemplu, agricultorii câștigă în medie puțin sub jumătate din ceea ce ar fi putut câștiga în alte profesii. Sprijinirea unui venit viabil și a rezilienței fermelor va duce la îmbunătățirea securității alimentare, dar și a vieții celor care lucrează în agricultură. Nevoia de stimulare a competitivității a apărut ca urmare a cererii tot mai mare de produse alimentare. Vor fi folosite toate instrumentele disponibile pentru creșterea productivității, cum ar fi programele de cercetare și inovare, noile tehnologii, dezvoltarea rurală și infrastructura, sistemele eficiente de consiliere și formarea continuă a administratorilor de ferme. Ameliorarea poziției fermierilor în lanțul valoric este necesară pentru că în acest moment agricultura are o pondere stagnantă și redusă a valorii adăugate. Motivele, costurile de producție ridicate, variațiile producției și integrarea de noi servicii. Îmbunătățirea poziției fermierilor se va realiza printr-o mai bună colaborare a acestora, prin transparența pieței și prin combaterea practicilor comerciale neloiale. Pentru atenuarea schimbărilor climatice, o altă directivă a politicii agricole comune, se va urmări reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin folosirea unor tehnici noi de gestionare a terenurilor și fermelor. Protejarea mediului se va realiza prin gestionarea eficientă a solurilor, a apei și a aerului. Acest lucru a devenit o necesitate pentru că, în Uniune, solurile conțin echivalentul a 51 de miliarde de tone de dioxid de carbon, adică mult mai mult decât gazele cu efect de seră emise anual de statele membre. Menținerea biodiversității și a peisajelor agricole este influențată semnificativ de activitatea din zonele rurale. Astfel, fermierii trebuie să folosească tehnici cât mai prietenoase cu mediul, cu natura, pentru ca animalele și peisajele să nu mai aibă de suferit. Sprijinirea reînnoirii generațiilor are ca scop modernizarea sectorului agricol prin atragerea forței de muncă tânără și calificată și susținerea noilor afaceri, pentru a răspunde astfel cerințelor societății, de la alimente de calitate până la bunurile publice de mediu. Dinamizarea zonelor rurale se va realiza prin crearea de noi locuri de muncă, ce vor duce la o creștere economică în zonele non-urbane, căci cea mai ridicată rată a șomajului sau a sărăciei se înregistrează în mediul rural. Cea de-a noua direcție a politicii agricole comune urmărește sănătatea, siguranța alimentară și rezistența la antimicrobiene de uz veterinar și are în vedere măsuri care să asigure bunăstarea animalelor, căci există o legătură clară între bunăstarea acestora și o stare de sănătate corespunzătoare. Toate aceste obiective se vor concentra pe aspecte sociale, economice și de protecție a mediului și vor constitui baza planurilor strategice elaborate de fiecare țară membră a Uniunii Europene. Piața de gros din Lungulețu, județul Dâmbovița, se animă dis de dimineață. Cultivatorii de cartofi, de varză, de legume în general, își înghesuie tractoarele cu remorca plină și așteaptă clienți. Când aceștia apar, încep negocierile. Aici are loc prima vânzare a mărfii. Odată cumpărate, legumele apucă pe diverse căi comerciale, ajung în alte piețe de gros din marile orașe sau direct pe tarabe. În dimineața când am ajuns noi la Lungulețu, adică în 25 octombrie, kilogramul de cartofi era vândut cu 1,50 lei, iar varza cu 1 lei sau 1 lei și cel mult 20 de bani. Prețuri considerate bune de producători, dacă le compară cu prețurile anterioare, dar nu destul de mari dacă se gândesc că fertilizanții, de pildă, s-au scumpit vertiginos în ultima perioadă. Bună ziua, cum vă numiți? Bună ziua, Iorgulescu Ștefan, mă numesc, sunt din Lungulețu, producător de cartof, varză, țelină, conopii de ardei. Domnul Iorgulescu, văd că ați venit în piața de gros din Lungulețu, județul Dâmbovița, cu țelină. Da, țelină. Spuneți-mi, cum e prețul, domnule? E mulțumitor? E mulțumitor, e bun la țelină. Cât anume? Păi, la îngro, la bucată așa 2,5, la căpățână 3 lei. Depinde acum și cât e de mare și de frumoasă, știți, cum are frunzele, cum... Dar noi, în orice caz, ne străduim să o facem cât mai bine și ca să ne iasă un preț mai bun. Bună ziua, cum vă numiți? Bună ziua, Voinea Anton sau Anton Nină. Ce faceți aici în piață? Vindeți, cumpărați? Da, vindem. Ce vindeți? Varză, conopidă. Da, aveți marfa în târg sau o așteptați să vină? Așteptăm, aștept marfa. Cine vine cu marfa? Băieții. Ei acum o recoltează, să înțeleg. Da. De la cât s-au apucat de recoltat? De la ora 6, nu mai zic 5, 6... 4 e scularea, la ora 4 e trezirea, la 5 e plecarea, la 6 este în plină... Pe ogor acolo s-a apucat de treabă. Da. Și cu ce vin? Cu o remorcă, cu două remorci, da, cu un camion? Cu o remorcă, cu căruță, că așa este aici și la noi. Ce găsește? Că nu toată lumea are remorci. Mai are și căruță. De la ce oră sunteți în piață? De la 8. De la 8 sunt în piață. De la 8 și până acum ați vândut vreo țelină? 400 de bucăți. 400 de bucăți? Da. Și cine sunt clienții dumneavoastră? De obicei cei care iau varză, completează cu țelină, cu conopidă, în spate, după ce mai lasă loc. Știți că ajung, vin din țară, de pe ăla, uite, băiatul acela care stăm de vorbă, era din Tecuci, de la Sibiu, de la Râmnicu Vâlcea, Pitești, București, Galați, de unde vin? Vorbim aici de un pol, nu, al legumiculturii, vin și cumpără... Spuneați că mai cultivați și varză. Varză n-ați adus astăzi dimineața? Păi nu am adus, că încă nu s-a făcut, a fost perioadă. Ce am avut până am făcut, am dat. Iar acum urmează să face foarte greu din cauza temperaturii scăzute de noaptea. Cu toate că noi avem posibilitatea să o irigăm, dar dacă temperatura este sub 10 grade, ea nu mai lucrează bine, adică poate chiar deloc, stagnează. Și mai ales acum că a căzut și bruma de dimineață, am văzut, când am scos felina aceasta, că am spălat-o. Conopidă, că de-aia zic, m-am puțin să mă uit să tai și niște conopidă. Ardei, dar ardei ne omoară semințele, că eu cred că sunt prea vechi, că am luat semințe și de la firmă, cum s-ar spune. Nu dăm nume, spuneți că ați cumpărat semințe de ardei? Mi s-a întâmplat ca la ardeiul de Capia să numească decât 10.000 de fire, 15 fire, vă dați seama, puse la alveole. Și n-ați semnalat furnizorului? Păi și se semnală, că noi suntem singuri. Dacă nu ne-am asociat, că de asta, degeaba, n-ai cu cine să stai de vorbă. Deci iată o problemă veche, nu? Dureroasă. A ieșit Capia, gogoșarul. Deci odată așa, deci cred că seminții să iau, să duc înapoi, să ambalează și să împachetează cu altă dată. Că altfel nu mai pățit-o și alții? Ați mai vorbit cu vecini, cu consăteni? Da, a pățit și alții și dacă sămânța rămâne întreagă și nu germinează, vă dați seama că e uscată de ani de zile. Da. Cu ce preț v-ați propus să vindeți marfa? V-ați propus că aici au loc negocieri. Cu cât prețul de plecare? Păi, prețul de plecare e 1 leu. E un preț bun? Acceptabil. Acceptabil. A fost și mai rău, nu? Noi, a fost și 80 de bani și 70 de bani și... ce se mai... Deci 1 leu e acceptabil, da, spuneți. Mai e loc să se ducă în sus? Loc e, dar dacă sunt clienți dispuși să dea mai mult. Prețul se schimbă de la secundă la secundă. Nu mai vorbim de la o oră. Zice, păi... Nu, de la secundă la secundă. Era forfotă mare în data de 25 octombrie în Piața de Gros din comuna Lungulețu, județul Dâmbovița, polul culturilor de varză din România. Agitație, nerăbdare, nervi, pândă, griji, calcule. Lume pestriță de la insul nevoit să se întoarcă în câmp, la recoltat, până la gură cască, fără nicio treabă. Am fi vrut să stăm de vorbă cu mai mulți producători agricoli, dar în afara celor 2 interlocutori de vârsta a 3-a, toți cei pe care i-am abordat au refuzat să vorbească în fața aparatului de filmat despre munca lor de fiecare zi. Mulți agricultori necomunicativi, încruntați, unii dintre ei chiar ostili. Căpățânile de varză, cum stăteau așa frumos aranjate în remorci, păreau de-a dreptul mai simpatice decât mulți dintre proprietarii lor. Și ați lucrat înainte, domnule Iorgulescu? Domne, eu am fost electromecanic. Și cum ați făcut saltul de la industrie înapoi la agricultură? Am lucrat la abator, eram aici la... Și a intrat în faliment, n-ai mai avut unde să te mai duci. Vă dați seama, și condiția a fost așa natură, că n-am avut părinți, nici o soția. Ce suprafață lucrați? Acum am redus suprafața pentru că copilul meu a ieșit pe salariu la pompier, soția e la fel pe salariu și avem un nepoțel. Și am redus că văd că cartofii ne-au îngropat de tot. Cât? La ce suprafață lucrați? De la 6-7 hectare am ajuns să lucrez 4-5 hectare. Mai 4-5 pe celelalte nu le lucrați? 3 hectare. Păi celelalte le-am pus altceva. Nu mai punem grup, porumb. Bun, Piața de Gros din Lungulețu e singurul loc unde vă vindeți marfa sau mai aveți și alte canale de vânzare? Cât am fost mai tânăr și putere, am o mașină, un Ford Transit, plecam. Arad, Cluj, Iași, Constanța, București, aici. Acum la 60 de ani ai mei nu mai îmi permit. Înainte. Și veniți numai aici, nu vindeți și de acasă, de la poarta fermei? Nu vine intermediarul să-i dați de acasă? Mai vine, dar uite, chiar discutam cu cel care era din Tecuci, că nu i-am luat numele, că vrea să-i dau țelină, dar fără frunze decât așa, căpățâna, la kilogram. Ce suprafață lucrați, domnul Voina? Păi eu mai lucrez, Să mai lucrați, familia, copiii, nepoții. 25 de pogoane, adică 12 hectare jumate. E o suprafață mare, nu? Cam medie, nu? Da. Sunt care au și mai mult, sunt care au și mai puțin. Da, da. De pe urma unui hectar cultivat cu legume de primăvara până toamna târziu, poate trăi o familie aici la Lungulețu? Un hectar? Nu, un hectar nu. Nu se poate. Nu. Adică câte hectare trebuie să ai minimum ca să poți să spui că faci o afacere? Un hectar nu, nu, e... Ce să spui? Ce să spui? Că... Da, eu cu un hectar, da, trăiesc, că am pensie și aștept pensia, aia e mai sigură ca... Da, vă mai duceți în câmp la muncă, mai... Da, da? Da. Măcar un sfat. Da, da, mai merg cu ăsta. Îl conduceți, nu? Mai... Ce vârstă aveți? 76. Mulți înainte. Și ce ați lucrat înainte? Că să nu merg cu ăsta, dacă mă sui la... Ce ați lucrat înainte? Ce sunteți de meserie? Șofer. A, sunteți de meserie. Ați ținut volanul în mână toată viața. Adică, nu amator. Profesionist, am înțeles. Păi, șofer, de-aia se zice șofer. Că la amatorul e amator. Bă, nu pot să zic eu. Deci ați trăit toată viața și ați câștigat de pe urma volanului. Nu mă lua pe mine, nu mă lua că sunt fără mască. Spune și cât este sacul de complet, că ne... Da. Păi de ce nu veniți să spuneți dumneavoastră, domnule? Puneți masca și vină încoace și spune. Da. Pericol. S-a ridicat complexul și 2 milioane. Ce înseamnă? 200 de lei sacul, nu? 200 de lei sacul. Mult? Mult? Era înainte. Păi înainte, nu, nici 90. Deci de 10 ori mai mult? Da, să zicem 90. A, 90. Da, 90 de lei. S-a dublat. S-a dublat și. Da. E, încă o dată și. Și. Da, mersi mult, domnul Voina, sănătate multă. Piața de Gros este locul de întâlnire al producătorilor agricoli cu micii comercianți care încarcă marfa în dubiță și o duc la oraș, unde de regulă o vând mai departe. Unii intermediari vin cu camioane mari din județe îndepărtate. Forma aceasta de piață nu mai există în statele unde agricultura și comerțul sunt bine organizate. Știe acest lucru și interlocutorul meu de astăzi, vânzătorul de țelin. Toți de aici din piață sunteți producători sau sunt aici chiar și intermediari? Nu. Aici suntem mai producători. Numai producători, nu? N-are cum. Cine să facă ție concurență aici, să vină un intermediar? Numai vânzători și cumpărători. E prima mână, nu? Aici, da, la Piața de Gros, este prima mână de vânzare. Prima mână, da. Aici se face prețul? Aici se face prețul. Dar vă dați seama că dacă suntem... Nu mai zic acum la cum eu sunt cu țelina, că e mai puțin. Dar la cartofi și la astea, dacă sunt 500 de aici care vrea să vândă cartofi, cum să nu scadă prețul? Și aia sunt 200 de cumpărători. Deci v-am zis, am fost și în Turcia, am fost și în alte, și în Italia, și aia am văzut ce înseamnă o piață de îngro. Nu se întâlnește vânzătorul cu cumpărătorul. Nu, intră pe stand, se stabilește prețul, un preț care trebuie să câștigi și tu care ai muncit și ăla, și în funcție de marfa care o ai, ai intrat pe stad în ordinea care ai venit și băieții stau la pupitru și a intrat 10 tone de cartofi rasa cu tare, mărimea fracția cu tare. Și îi apasă, e din satul mare, dai-mi exemplu, e din Constanța, vreau să iau eu, pac, nu s-a judecat cu 50 de euro, 5 să zicem. Deci o bursă, practic, e o licitație. Da, bă, totul se face, domne, nu se face la... Nu mai lași și nu mai dai, la mine ce, dacă mi-a luat 20 de bucăți, mai dăm o bucată. Păi, negociați aici la remorcă, se negociază? Se negociază, că normal, că dacă eu, ăla mea, să zicem, 200 de bucăți, hai să-ți mai las în 2,5, zicem, bucata. Asta e, dar vă dați, dacă era un preț stabil de pornire, subtăla nu mai da, peste da. Și v-am zis, eu am văzut cum e situația. Nu, e 10 aici care vrea 10 tone de cartofi. Nu s-a judecat. 55 de cenți. Mai rămâne 3, 60 de cenți. Unul zice, bă, la mine e prețul, vă să-l dau așa, câștig la el sau vede ce faci. Și da, la numărul cu tare, care tu era pe pitul cafea în față, remorca se duce la mașina cu tare, tu te duci la casă, îți oprește 1% și ție și rola, că din tranzacția pe cartofii tăi. M-a plecat liniște acasă. Într-un cuvânt, domnul Iorgulescu, organizare proastă, care nouă ne lipsește. Da, la noi e organizare proastă. No, domnule, v-am zis, e organizare ca în epoca de piatră. Aici nu s-a văzut să vadă cum ce înseamnă, zice, vrem o țară ca afară. Dacă vrei o țară ca afară, hai, domnule, să aplicăm și regulile ca afară. Plătiți o taxă pentru a putea vinde aici, în piață? Nu, nu, nu. Nu percepe cei, uite, chiar e patronul aici de la... Da, vorbim cu dânsul. Deci da, este la free? Da, nu plătim taxă decât la cântar, normal, că plătești om acolo. E, asta pentru noi e taxă. Dar asta e singura opțiune, ca dumneavoastră să vă puteți vinde marfa. Da. Dacă n-ar fi această piață de gros... Dacă n-ar fi această piață de grâu, ar fi foarte greu, că trebuie să ne deplasăm în altă parte. Să te duci la oraș și nu mai e timp. Uite, acum eu mă duc să tai cu o nopidă. Când să am timp să și vând, să mă și întorc pe drum? Toate aceste eforturi de a cultiva legume și de a le vinde ar fi inutile și chiar păguboase dacă la capătul celălalt al lanțului alimentar nu am fi noi, consumatorii, plini de pofte. Or fi verzele acestea gustoase și curate, fără substanțe dăunătoare organismului nostru. Laboratorul pentru controlul rezidurilor de pesticide și produse vegetale din București a raportat pentru 2020 că din 17 probe de varză analizate, 16 probe nu au avut reziduri de pesticide. Singura probă cu reziduri de pesticide a prezentat cantități sub nivelul maxim admis. Laboratorul similar din Târgu Mureș a raportat că a analizat 10 probe de varză albă din producția internă și toate cele 10 probe au fost libere de reziduri de pesticide. Așa stând lucrurile, nu mai rămâne decât să le spun agricultorilor spor la vânzare, iar nouă consumatorilor poftă bună. Bine ne-am regăsit la o nouă discuție despre alimentele produse în România. Azi avem un nou subiect, alimentele atestate produs tradițional. Fac parte din arhitectura sistemelor de calitate din care v-am prezentat deja câteva. Cifrele sunt impresionante. Azi în România sunt atestate peste 2500 de produse tradiționale, realizate de peste 950 de producători. Selecția noastră din ceea ce am cumpărat mergând la piață nu este suficient de reprezentativă. Alimentele atestate produs tradițional sunt preparate din carne, lapte, panificație, pește, produse apicole și altele. Legislația privind produsele tradiționale a parcurs două etape. Prima a fost în anul 2004, iar în 2013 a avut loc o revizuire a reglementării privind atestarea produselor tradiționale. Demararea reglementării a ceea ce și cum poate fi atestat produs tradițional a dus la explozia acestei oferte. Dar să parcurgem un pic de istorie cu jaloane. Cererea în creștere de produse tradiționale, dar și nevoia de promovare a identității culinare rurale au dus la crearea unor formate noi de piață, piața volantă de producători, cum a fost Târgul Țăranului, care a pornit în anul 2007 și a funcționat până în anul 2012. În 2008, TVR a produs și difuzat două serii de emisiuni, a câte 6 episoade, despre hrana artizanală, produsul tradițional, despre marketing și brand local. În 2008 a fost înființat la Brașov Oficiul Național pentru Produse Tradiționale și Ecologice, ce nu a funcționat decât 2 ani, până în anul 2010. Viața a continuat și produsele tradiționale s-au instalat solid în coșul de consum al românilor. Ele sunt practic o expresie a micii industrie alimentare locale, dar și a patrimoniului culinar local. Anumite elemente sunt comune acestor produse. Atestarea ca produs tradițional, care este indicată printr-un logo pe etichetă. Este un produs alimentar pentru care se utilizează materii prime locale, nu are în compoziția lui aditive alimentari, prezintă o rețetă tradițională, un mod de producție și sau de prelucrare tradițional și care se distinge de alte produse similare aparținând aceleiași categorii. Pare simplu, dar și complicat. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a creat prin AFIR un instrument digital util atât producătorilor care vor să depună dosare de cereri de atestare, cât și consumatorilor care sunt interesați să localizeze produsele tradiționale. Iată cum puteți utiliza aplicația CEPAC, Catalogul Produselor Alimentare Certificate. Ea este disponibilă în două versiuni pentru ambele sisteme de operare existente în piață. Fiecare produs tradițional atestat are un pic de istorie în spate. Țuica lui Cătălin se bazează pe o inițiativă antreprenorială conectată la o distilerie din secolul XIX, din area geografică de producție. Cătălin Șoarece s-a reîntors din Italia și împreună cu familia a pus pe picioare o distilerie artizanală. Un fost marinar, Marius Iosif, a creat un set de produse alimentare artizanale care fructifică tradiția turco-tătară și armenească a Dobrogei la Cumpăna, în județul Constanța. Biscuiții de casă șprițați sunt un produs tradițional realizat la greci în județul Tulcea, fructificând tradiția locală de alimente realizate artizanal-industrial. Constituie marca regională Moesis. Cel mai vizibil aliment din seria produs tradițional produs în România pe care vi l-am prezentat astăzi este plăcinta dobrogeană. Poate o noutate pentru dumneavoastră, acest aliment este un produs aflat în curs de certificare la Uniunea Europeană ca indicație geografică protejată. Plăcinta dobrogeană este în curs de certificare la nivel european ca indicație geografică protejată. De ce v-ați gândit să treceți de la un set de produse atestate tradițional, care sunt pe plan național, la o certificare europeană? Acest produs, plăcintă dobrogeană, pentru noi dobrogenii datează de foarte mulți ani. E un produs de suflet al nostru, un produs pe care, al bucuriei, să zic, al renașterii, pentru că pe el îl întâlnim în toate sărbătorile de bucurie, să zic, începând de la botez, nuntă, cândva, și poate se va mai păstra această tradiție. Mireasa, a doua zi după nuntă, trebuia să-și arate abilitățile de gospodină întinzând foile de plăcintă. Și atunci am zis, e un produs care are notorietate nu numai la noi în Dobrogea, ci și în toată țara, și ar fi păcat să rămână cumva necertificat. Îl găseam de foarte multe ori în multe magazine din toată țara, nefăcut corespunzător, după metoda fiecăruia, și atunci am zis, musai, trebuie să păstrăm această rețetă pe care o avem din generație în generație de la bunicii noștri. Și cum puteam altfel decât printr-o certificare. Va fi o provocare pentru autorități, pentru cei de la protecția consumatorilor, să apere piața acestui produs. Știm foarte bine că aproape peste tot se găsește o ofertă de plăcintă dobrogeană, numai că una singura este plăcintă dobrogeană cu indicație geografică protejată. Pentru că de la momentul certificării, nimeni altcineva decât grupul de producători nu va avea voie să ofere produsul pe piață. Căutați produsele tradiționale atestate. Ele păstrează atât tradiționalitatea rețetei, cât și a tehnologiei de preparare. Căutați alimentele produse în România, pe curând la Viața Satului. Produsul tradițional este un produs alimentar produs în România din materii prime locale. Nu are în compoziție aditivi alimentari. Produsul tradițional prezintă o rețetă tradițională. Este un mod de producție sau de prelucrare și un procedeu tehnologic tradițional. Se distinge de alte produse similare aparținând aceleiași categorii. Consumatorii pot găsi în piață peste 700 de produse tradiționale atestate. Acestea sunt alimente din categorii precum băuturi, carne și produse din carne, lapte și produse din lapte, legume și fructe. Produsele tradiționale atestate pot fi identificate prin semnul grafic și literal inclus în etichetă. One of the projects that impressed us most comes from Ireland, because there are so many young people engaged in this cooperative. Farmers producing hemp, improving their soil health and widening their product range. They grouped together, formed this cooperative, included architects and processors of this very interesting culture, and are now producing more and more hemp for various purposes. I came across hemp when I was in Finland as part of a European project about traditional food. As a biochemist, I just fell in love with the plant when I realized how much it would do. And what also interested me as an environmentalist is the fact that it is such a good plant for saving the planet. I grew to 8 acres, and one of my journalist friends said he'd like to do an article about it. When the newspaper article appeared, we had a lot of hemp tourists, and then Jim Miller arrived with Martin Costello and said, would I be interested in getting together a group of people to grow hemp? It all started from there. We were amateurs at growing hemp, and we were also amateurs at setting up cooperatives. But we have learned, and we are getting there. I suppose I was one of the only farmers that had experience in growing the hemp. I started looking at hemp back in 2015. We have a lot of underutilised land in our area. Once upon a time, dairy farming and beef farming was very productive. The beef just aren't making any money anymore, so we had to look at the alternatives. Recently, hemp has come onto the radar, and we've looked around. When I'm saying we, it's part of the community in this rural part of Ireland where we have serious issues with depopulation and children moving to the urban areas. To me, hemp is a great solution for farmers. What we're doing is promoting hemp as a rotational crop. They get a value-added crop which will more than compensate for the loss of animals. It benefits the environment to such a huge extent, way more than trees. I put hemp into the ground in order to reduce the CO2 impact that I was having. Hemp will take in approximately 10 tons to 15 tons of CO2 per acre, depending on the variety that you put in. That's a huge reduction in CO2 per acre. So it's going to be a benefit to not only us, but my kids. We live across the water from here in a place called Luped, and very similar conditions to Kate Carmody. She's growing hemp and it's growing really, really well for her. So once we knew it could grow well in the west coast of Ireland, we continued researching it, and it looked like a great crop to grow and lots of uses. You know, here is a plant that can help you live a better quality of life because it can be your medicine. It can feed your animals. It can clothe you, it can house you. What more do you want? I believe the future for hemp in Ireland is enormous. It provides opportunities for farmers, for workers, for processors. Let your imagination run wild, and it's not from smoking it either. Hemp is a solution for all of Europe if we change the legislation in Europe. A lot of countries are very negative about hemp because they associate it with marijuana. So there's a big education project to be done. So when we started researching growing hemp about 2 years ago, we contacted the Hemp Cooperative immediately, and it was a great support because it was an opportunity to teach each other what we were doing and learn from each other. But also, as the group has got larger and larger, it gives us an opportunity to speak to our government and about regulatory requirements, and so it gives us a kind of a, I suppose, power in numbers. We're all talking, we're all communicating with each other, which means then that we know which method works best, which method didn't work. It's all a collective, that the more people that are in it, the more information we're going to gather. It's not economically viable to do this on your own, so the co-op offers that in licensing and in marketing and in advice on agronomy. We have a good knowledge base, that we have a bit of experience now between the different members, and it's all going to be very beneficial going forward. Knowledge has been the big issue for the moment, and learning. In the next 2 years, funding and the processing is going to become the bigger issue, because we will know better what we want to do in terms of processing. And then, obviously, the marketing of the product has to be done in tandem with that. In the Hemp Cooperative, 2/3 of the members are farmers, but we have builders, we have chemists, doctors, architects, social activists, people who want solutions to the problems in society. I first got involved with hemp as I'm a carpenter by trade. And a customer asked me to build them a hempcrete extension to their house. So I done some research. I discovered a wonderful building material. This is just a simple mixture, a shiv, mixed with lime and water. And it packed into these wooden frames, and it's just like you would with a concrete wall, but you just pack it down so it becomes a solid block like this. So this material will create a good quality insulation. It's a win-win, you know, for the insulation and for the health of the people living in these buildings and for the health of the building itself as well. This is a block we showed people how to make. You can imagine an industry here in Ireland producing hempcrete blocks for people. When I discovered hemp, I discovered something to be passionate about. You know, finally I found something that walks the talk. The Hemp Cooperative was actually registered in May 2018, and 7 of us registered it. You know, it all started taking off, so we've gathered a lot of members. Most of our members are young farmers. They want to farm. They don't want to be driven away to the cities. The younger people are looking to do something different, and they see this as a very exciting crop that offers lots of opportunities. Growing hemp, you do it organically, so it's regenerative farming, and young people are interested in farming for nature. I think we need to reinvent the paradigm of rural Ireland and just make it an exciting, vibrant place again. And to me, hemp will do that. Industrial hemp is a significant game changer in terms of not depopulating rural Ireland. I would call it a flagship project for the whole European Union. Comunele și satele din România s-au înfrățit cu localități din Europa. Așa și emisiunea Viața Satului s-a înfrățit cu emisiunea Cu capul în zori. Colegii noștri se trezesc odată cu găinile, precum o facem și noi. Așa că vă rog să-i urmăriți în fiecare zi, de luni până vineri, pe TVR1. Emisiune realizată cu sprijinul NHR AgroPartners,